Toată această campanie împotriva CNA a început odată cu dosarul în care este anchetat șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Asta nu pentru că există acest dosar, ci pentru că în cadrul acestui dosar urmează să fie audiate persoane cu funcții foarte înalte în stat, pe care le bănuim de altfel în fapte de corupție. La moment pot să vă spun doar că este vorba de probe clare, care indică faptul că asupra șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se exercitau acte de trafic de influență, probele în acest sens fiind culese în timpul măsurilor speciale de investigație, întreprinse de-a lungul acestei perioade de către procurori și ofițerii Centrului Național Anticorupție. În acest sens vă informez că urmează să fie audiați în acest dosar deputați, membri ai Guvernului, primul ministru, dar și alte persoane care nu dețin funcții în stat.